Valuri uriașe în nordul Oceanului Atlantic au fost filmate de echipajul unui petrolier. Nava a fost prinsă în mijlocul unei furtuni. Valurile aveau 15 metri înălțime. Valurile cu care nava s-a confruntat în timpul furtunii din Atlanticul de Nord au avut și 15 metri. Puterea unui val a fost atât de mare încât atunci când s-a spart, a acoperit întregul vas. Nordul Oceanului Atlantic este cunoscut pentru furtunile sale foarte violente, care de multe ori au rezultat cu valuri imense. În anul 2000, o altă navă prinsă de furtună s-a confruntat cu valuri înalte de 18 metri, iar în 2013, un cargobot a anunțat valuri și de 19 metri.